Scandal matinal astăzi lângă piața agricolă din sectorul Râșcani al capitalei. Mai mulți vânzători s-au certat cu un bărbat care și-ar fi amenajat ilegal o tarabă pe trotuarul din preajmă și le fură cumpărătorii. Acesta, la rândul său, susține că are autorizație de la pretură. Documentele, le-ai văzut? Nu le-am văzut. El nu și autorizați pe 2 luni. Dar ce de la sanpidistanțe? Ai, domnule, ai mamie ca... Vânzătorii pieții agricole de pe strada Bogdan Voievod, supărați pe un comerciant care își vinde legumele în afara pieții, l-au luat la rost de dimineață. Nimeni nu ia nicio măsură. De acum, de 2 săptămâni, de când se prelungește tot aceea. Noi mulți ani stăm și avem toate actele în regulă, lucrăm. Și așteptăm ca peste locul, iarna înghețăm, dar vara să facem și noi o capică. Dar dacă așa s-a permite la toți pe marginea drumului, atunci noi degeaba mai stăm. Comercianții susțin că în piață sunt locuri libere, iar vânzătorul ambulant poate să-și mute taraba acolo. Avem mese libere la noi în piață. Poftim, veniți unde? Stați lângă mine, stați după mine, stau în fața mea. Veniți, veniți, oameni. Noi vrem să atragem cumpărături la piața noastră, dar nu să respingem stăi și nema la colțul bisericii. La rândul său, proprietarul tarabei susține că are autorizație de la pretura sectorului Râșcani pentru a-și comercializa marfa lângă piață. Am depus o cerere la pretură, mi-a dat autorizație, care e problema? În lege scrie că în periulă și se dă. La mine a fost din la inspectorat fiscal, de la toate sanpinstențele, la mine documentele toate sunt părere. Deși susține că are toate actele în regulă, totuși vânzătorul se plânge că a fost amendat. Eu fac un proces verbal de 3.000 de lei acum. Da, ce să mai fac? Nimeni de la serviciul de presă al Poliției Capitalei nu ne-a răspuns astăzi la telefon pentru a ne oferi detalii. Contactat de ProTV, vicepretorul sectorului Râșcani, Roman Andrieș, a spus că nu știe nimic despre acest caz și va veni luni cu un răspuns.